Clopotele norilor cu dindamuri de nisoare, la începutul orelor, iată le bat ora mare. Să vă fie anul an suplu ca pe râuri unda, să nu fie bolovan de suflete secunda. An nou fericit pentru fiecare, moșul ostenit merge la culcare, și un nou născut a preluat ștafeta cu un an în plus. Schimbă eticheta, n-or să fie doar de ploaie peste câmpul jos la vale, niciodată să-ntre tai raza fragedă de soare. Fie aerul curat, plin de păsări liniștite, niciodată sfârșiat de lungi fumuri stalactite. An nou fericit pentru fiecare, moșul ostenit merge la culcare, și un nou născut a preluat ștafeta cu un an în plus. Schimbă eticheta, pâinea să vă stea pe masă, aburind, aburind, gheața ultimă rămasă pe ferestrele din gând. Fericit pentru fiecare, moșul ostenit merge la culcare, și un nou născut a preluat ștafeta. An bun și plăcut să rotim planeta. Avem doar câteva minute, cred că 5 minute mai avem, până când îi vom spune
Adio, rămas bun, du-te odată și lasă-ne 2019, că ne-ai omorât de tot, că ne-ai secat, că ne-ai terminat. Pentru cei care au avut probleme, pentru cei care au prosperat, aoleu, ce rău îmi pare că pleci, Doamne. Dar 2020 o să fie și mai și, pentru că sunt promisiuni și sunt promisiuni mari. Sunt promisiuni din toate părțile că vom avea un an mai bun. Om trăi și om vedea ce se va întâmpla, însă până atunci vreau să-l invit alături de mine, dacă se află pe aici printre noi, și sunt convins că se află pentru că l-am văzut ceva mai devreme printre dumneavoastră, pentru a vă putea transmite urarea cu ocazia noului an, pe domnul primar Cornel Constantin Ionică. Îl așteptăm pe scenă să ne spună câteva cuvinte și să vă transmită mesajul, așa cum spuneam, cu ocazia noului an, cu ocazia trecerii în anul 2020, pentru că și în anul următor municipalitatea v-a pregătit numeroase surprize. Gândiți-vă că peste numai 3 luni de zile vine evenimentul simbol al Piteștiului, Sinfonia Lalelelor, în jurul datei de 10 aprilie, posibil chiar să fie de flori, așa cum v-am obișnuit de altfel. Depinde și de vreme, cum va fi vremea în momentul, la momentul potrivit. Domnul primar Cornel Constantin Ionică, poftiți pe scenă, bună seara! Aplauze pentru domnul primar! Iată, din nou pe scenă, din nou de Revelion, din nou alături de piteștenii. Bună seara tuturor și vă mulțumesc că sunteți alături de noi la cumpăra dintre an, într-un număr atât de mare. Peste câteva minute intrăm în noul an, ocazie cu care vă doresc tuturor celor prezenți, piteștenilor, un an nou cu bucurii, cu împliniri și tot ce vă doriți. Sănătate, la mulți ani! Domn primar, cum să fie 2020 să vină cu mai multe realizări din partea municipalității pentru toți piteștenii? Bineînțeles, doresc tuturor și aute, sunt impresionat de numărul mare, foarte mare, de piteșteni, care este, numărul mare care este prezent în seara aceasta, și nu numai din motivul acesta spuneam că doresc un 2020 sincer pentru toți, cu împliniri, cu bucurii și cu speranța de mai bine. Acest lucru, această speranță a fost promovată la fiecare sfârșit de an și acum chiar cred și sper că va fi mai bine. Așadar, vă doresc să vă simțiți bine în continuare. Va fi un spectacol cu foc de artificii. În 2-3 minute, mai sunt doar 3 minute. Din 2019. La mulți ani tuturor, sănătate, numai bine vă doresc. Mulțumim, sănătate frumos. Multă. Domnul primar Cornel Constantin Ionică, vă mulțumim și vă așteptăm și la Sinfonia Lalelelor. Da, până la Sinfonia Lalelelor o să vedem feria luminilor în câteva minute. Cât mai avem din 2019? 2 minute. Are cineva un ceas bun? Avem telefoane! Pregătiți-vă telefoanele, pentru că nici nu știți ce urmează! Nici nu știți ce pierdeți dacă nu veți filma focul de artificii peste 1 minut și jumătate, și o să vedeți că o să numărăm împreună ultimele 30 de secunde. Ultimul minut, mai avem puțin până când vom spune la revedere 2019, bine ai venit 2020! Imediat intrăm în ultimul minut! Ultimul minut, 58 de secunde, 55 de secunde, la 30 de secunde o să pornească și numărătoarea aici pe ecran. Da, 50 de secunde până în 2020. Toată lumea se pregătește, telefoanele, atenție, pregătim sau nu ecranul, numărăm împreună dacă nu. 40 de secunde, încă 40. E pregătit sau nu? Hai să începem să numărăm. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16, 15, 14, 13,
12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, la mulți ani 2020! Ia uitați la focul de artificii! 2020 a venit! La mulți ani Pitești! La mulți ani Argeșeni! La mulți ani România! Se curge șampania! Toată lumea sărbătorește! Este noaptea de Revelion! 2020! Bine ai venit! Să fii mai bun! Să fii mai darnic! Și să ne iubești mai mult! Iată și surpriza din partea municipalității! Impresionatul foc de artificii! La mulți ani, România! La mulți ani, Pitești! La mulți ani, Argeșeni! Un an cu pace, armonie și bucurie. Sănătate inclusă. Și să vă dea Dumnezeu o viață frumoasă. Viața frumoasă este ceva ceea ce nu ne putem închipui noi că există. Dar ea există aici pe pământ. Și pentru că ține de iubirea pe care o oferim și ține de iubirea pe care o primim. Asta ne face viața mai frumoasă, iubirea. Și dacă ascultați muzică, o să vedeți că toată lumea cântă despre iubire. Pentru că iubirea este chintesența unei vieți frumoase. Și să țineți minte că momentele în care noi trăim iubire, ne gândim la cei cărora le împărtășim. O noapte frumoasă în 2020, cu bucurie! Yes!